Activitatea colegilor de la Direcția Sanitară Veterinară în ultima perioadă a fost cantonată pe aceste târguri tradiționale. Dacă stăm să ne gândim la mentalitatea celor care comercializează, sper că o să mai treacă vreo 20 de ani până o să se convingă și lumea lor că nu trebuie să mai pună pe piață produse care uneori chiar pot pune în pericol sănătatea populației. Și o să-mi spuneți că n-a murit nimeni niciodată din aceste produse, dar eu merg pe principiu că este mai ușor să previi decât să tratezi. Și atunci nu trebuie să așteptăm să moară oameni, nu trebuie să așteptăm să se îmbolnăvească oameni ca să vedem adevărata eficiență sau eficacitatea serviciilor veterinare. Așa cum ați constatat și dumneavoastră, eu încă merg pe principiul de a verifica produsele de origine animală, pentru că în conștiința crescătorilor și am la acest moment un dubiu, pentru că în târgul de la Fien, faptul că dumnealor s-au certat cei care încearcă să respecte legislația cu cei care nu vor să investească și să respecte legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentului. Și atunci discuțiile dintre ei au dus la concluzia că o parte dintre cei care comercializează aceste produse tradiționale și noi credem crescători de animale, de fapt sunt negustori de produse de origine animală. Negustori care și-au făcut prezența în târgurile tradiționale din județul Dâmbovița, cât și în toate acele târguri din București, unde îmi spuneți că se comercializează aceste produse, iar ei sunt deținători a 50-60, a unor turme de 50-60 până la 100 de oi și comercializează tone întregi de pastramă sau brânză de buruș.